Cavaleri, domnițe, iată-ne din nou într-o poveste la Sighișoara medievală, iată-ne din nou într-o ediție a celui mai bătrân, de fapt, festival de artă medievală, Sighișoara medievală. Spun asta pentru că e un merit al celor care au avut curajul să ducă mai departe această poveste a străzilor, această poveste a caselor și această poveste a cetății Sighișoara. Dacă 5 secole de muzică și teatru medieval, dacă o nouă reformulare a accesului și a celor care trebuie să poată să ia contact aproape cu toți meșterii populari invitați, dacă cursa pentru 4 titluri, aș putea spune, la care candidează pentru spada, am spune noi, a titanilor, pentru covrigul uriașilor, pentru drapelul cavalerilor și nu în ultimul rând masca vraciului vindecător, sunt lucruri care ne-au determinat în toate aceste ediții să propunem turiștilor o adevărată aventură și un adevărat periplu într-o poveste frumoasă.